Zeci de kilograme de pește fără documente justificative au fost descoperite de polițiștii de frontieră tulceni la braconieri în delta Dunării. Oamenii legii au depistat în zona de competență un cetățean român care avea asupra sa două genți voluminoase în care se aflau 52 de kilograme de pește, specia crab, fără documente de proveniență. Polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere sau transport pește fără documente justificative, iar întreaga cantitate a fost confiscată și predată către o societate comercială de profil.